Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Peste 100 de automobile și mai multe ambulanțe au fost scoase din ameți în ultimele 24 de ore de către salvatori. De ajutorul acestor au avut nevoie și două gravide din raioanele Criuleni și Dubăsari. Sunt cele mai noi date ale IGSU, care precizează că situația rămâne critică în mai multe sectoare din țară, în urma acumulărilor masive de zăpadă. Și tot din cauza intemperiei, 24 de localități încă stau fără curent. Din cauza ghețușului, doar astăzi, de la ora 9, până la ora 16, 56 de persoane s-au adresat cu diverse traumatisme la Institutul de Medicină Urgentă, 17 dintre care au fost spitalizate. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deblocat și tractat 169 de mijloace de transport, dar și 7 ambulanțe rămase împotmolite în urma condițiilor meteo nefavorabile. Anclianeni, Noi, Orhei, Dubățar, Căușeni, Ștefan Vodă, Cahulci, Mișlia, Rezina, dar și Uda, Găgăuzia. Totodată, în raioanele Criuleni și Dubăsari, două femei însărcinate au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a ajunge în instituțiile medicale. Și la Institutul de Medicină Urgentă s-a lucrat în regim de alertă în ultimele 24 de ore din cauza numărului mare de adresări ale victimelor ghețușului. Despre asta anunță purtătorul de cuvânt al instituției medicale. Potrivit Dorinei Arsene, s-au adresat 114 persoane la traumatolog și neurochirurg, dintre care 53 au fost spitalizate în secțiile de profil, starea lor fiind de gravitate medie stabilă. Toți pacienții au primit îngrijiri medicale necesare în cadrul departamentului de primiri urgențe, a mai adăugat Arsene. Ce ține de starea traseelor din țară, Administrația de Stat a Drumurilor spune că și astăzi se circulă în condiții de iarnă, iar situația rămâne critică în mai multe sectoare din cauza acumulărilor masive de zăpadă. În unele sectoare, circulația este încă dificilă, din prezent nu sunt drumuri blocate, dar se circulă în condiții dificile în sectorul Ștefan Vodă, în sectorul Anenii Noi și Căinar. Se circulă pe o singură bandă, să zicem așa, pentru că drumarii au nevoie să intervină pentru a lărgi partea carosabilă. Totodată, potrivit informației oferite de distribuitorul de energie electrică Premier Energy, circa 12.000 de consumatori din 30 de localități din țară încă rămân fără energie electrică. Potrivit Ministerului Energiei, 80 de brigăzi de intervenție sunt în continuare în teren pentru a remedia defecțiunile provocate de intemperii. Duminică, în cea mai mare parte a țării, a fost emis cod portocaliu de ninsori la poviță și vânt. Din cauza precipitațiilor abundente și a rafalelor, zeci de drumuri au fost blocate, înregistrate de conectări de curent electric și au avut loc mai multe accidente rutiere, dintre care 11 grave, soldate cu 2 decese. Alți 2 oameni au fost găsiți fără suflare într-o mașină îngropată în Omăt. Moartea cuplului a generat revolte în societate. Mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului infrastructurii Andrei Spânu și a șefului IGSU Alexandru Oprea, acuzându-i de incompetență și că s-ar face responsabil de moartea celor 2 oameni. În replică, Spânu a spus pentru presă că nu demisionează și că este inuman să utilizeze o tragedie cauzată de o calamitate naturală în scopuri politice, iar IGSU a declarat că nu comentează declarații politice. Pentru astăzi, meteorologii au anunțat ploi slabe. În timpul zilei, la nord, se așteaptă temperaturi de minus 4 grade Celsius și de minus 1 grad Celsius în regiunile de sud. În centrul țării și la Chișinău vom avea maxime de până la 5 grade cu plus. Salvatorii îndeamnă repetat cetățenii să evite deplasarea pe drumuri încă necurățate și să-și adapteze mașinile la condiții de iarnă. 5 școli au rămas astăzi închise pentru că nu au avut curent din cauza condițiilor meteorologice din ultimele zile. Despre asta a anunțat Ministerul Educației într-un comunicat de presă. Astfel, 829 de copii nu au mers la ore. În același timp, alte 6 școli au desfășurat lecțiile în regim online. La proces au participat în jur de 1700 de copii. Ministerul precizează că modul și orarul recuperării orelor va fi decis de primăriile locale, în comun cu administrațiile instituției
instituțiilor de învățământ. Amintim că ieri aproape 400 de școli și-au închis ușile din cauza nisorilor abundente, iar alte 20 au desfășurat lecțiile în regim online. Procesul didactic în 5 școli s-a desfășurat mixt, fiindcă unii elevi nu s-au putut deplasa cu transportul școlar, aceștia fiind conectați la ore online. Școlile nu au activat ieri nici în municipiul Chișinău. Starea de urgență în Republica Moldova ar putea să nu mai fie prelungită. Despre asta a anunțat președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit Olesei Stamate, o nouă hotărâre ar putea fi luată de urgență doar în cazul unor noi stări excepționale. Olesea Stamate susține că Parlamentul urmează să ajusteze cadrul legal necesar în ultimele 30 de zile de stare de urgență, care urmează să expire la sfârșitul anului, pe 31 decembrie. Reprezentantul guvernului care a prezentat această inițiativă și comisiei și în plenul Parlamentului a justificat necesitatea prelungirii cu doar 30 de zile, pentru că este ultima prelungire, doar dacă, să nu dea Domnul, nu se va întâmpla ceva mai rău. În principiu, guvernul a pregătit majoritatea actelor legislative care să înlocuiască acele reglementări care au fost adoptate prin intermediul Comisiei Situației Excepționale, pe care trebuie să le adoptăm la sfârșitul lunii decembrie. Având aceste documente adoptate, nu va mai fi nevoie să prelungim starea de urgență. Și eu sper asta. Starea de urgență a fost instituită prima dată în februarie anul trecut și extinsă de atunci de mai multe ori. Ultima dată, pe 24 noiembrie, Parlamentul a prelungit acest regim cu încă 30 de zile, începând cu data de 1 decembrie, în contextul războiului din Ucraina. Proiectul de lege a fost prezentat în Parlament de ministrul de interne, Adrian Nefros, care a sugerat că ar putea fi ultima cerere de prelungire. Guvernul Republicii Moldova își dorește să revină la regimul normal de activitate, iar această perioadă 30 de zile este necesară ca autoritățile să finalizeze pregătirile pentru această revenire prin ajustarea actelor juridice existente fără a fi necesară utilizarea normelor derogatorii oferite de starea de urgență. De la declararea stării de urgență și până în prezent, Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat 94 dispoziții în funcție de evoluția situației și necesitățile de intervenție. Starea de urgență în Republica Moldova a fost instituită pe 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, iar de atunci a fost prelungită de 11 ori. Opoziția și experții au criticat această practică pentru că, afirmau ei, sub pretextul unei urgențe au fost luate decizii contradictorii, cum ar fi secretizarea chestiunilor privind achiziția de gaze și sistarea activității unor instituții de presă. Premierul Dorin Recean urma să susțină astăzi un briefing de presă, dar cu câteva minute înainte de ora anunțată, briefingul a fost anulat. Purtătorul de cuvânt al executivului a scris pe Telegram că cere scuze pentru inconveniențele cauzate colegilor din presă care s-au pornit la guvern și a menționat că jurnaliștii sunt așteptați miercuri la ședința de la ora 10 a executivului. Am încercat să luăm legătura cu Daniel Vodă pentru a afla motivele pentru care premierul și-a amânat întâlnirea cu presa, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesajele expediate. Amintim că vineri, premierul Dorin Recean nu a ajuns la Parlament pentru a cere prelungirea stării de urgență cu încă 30 de zile, începând cu 1 decembrie. Acest lucru l-a făcut ministrul de interne, Adrian Nefros. Potrivit unor informații neconfirmate, Recean s-ar fi aflat atunci în România. Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare lângă fostul Hotel Național din capitală. Poliția spunea că a fost sesizată în această dimineață după ora 7. Medicii de pe ambulanță au comunicat angajaților poliției că aceștia, când au ajuns, n-au putut face nimic decât doar să constate decesul tânărului. La examinare de către medicul legist, urme de moarte violentă nu au fost depistate decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Cadavrul a fost îndreptat la centru de medicină legală. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs.
50.000 de lei prejudiciu moral cauzat prin neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești. Este decizia primei instanțe în cazul fostului pretor de Buiucani, Valeriu Nemerenco. Soluția a fost pronunțată de judecătoria Chișinău. Suma se adaugă la cele 100.000 câștigate de reclamant la începutul lunii curente prin sentința Curții de Apel din capitală. Potrivit anticorupție.md, anul trecut, suma pe care trebuia să o plătească primăria Chișinău pretorilor și vicepretorilor demiși ilegal era de cel puțin 2,3 milioane de lei, echivalentul la 18 terenuri de joacă. Centrul de investigații jurnalistice a solicitat atunci serviciului de presă al primăriei o reacție, dar a fost direcționat la Direcția Asistență Juridică, care nu a oferit vreo declarație. Valeriu Nemerenco a deținut funcția de pretor al sectorului Buiucani aproape 30 de ani. În 2018, primarul general interimar, Ruslan Codreanu, l-a reconfirmat pentru un mandat de 4 ani, dar la peste un an distanță l-a demis. Două zile mai târziu, Nemerenco a fost angajat în funcția de vicepretor, de unde a fost demis peste 4 luni de către primarul general interimar, Adrian Talmaci. Valeriu Nemerenco a contestat depozițiile ambilor edili, invocând că nu au fost indicate cauzele pentru care a fost revocat. Coletele primite de peste hotare n-ar putea costa mai scump dacă valoarea lor va fi de peste 45 de euro. Ministerul Finanțelor a pregătit o serie de noi modificări la politica fiscală și vamală pentru anul viitor, deși aceasta a fost adoptată de Parlament acum câteva luni. Cele mai multe amendamente vor fi la codul vamal, peste 60. Printre acestea este și reducerea valorii trimiterilor poștale de la o persoană fizică dintr-o țară terță unei alte persoane fizice ce sunt scutite de drepturi de import. De la 150 de euro, cât este în prezent, la doar 45 de euro. Schimbările ar urma să fie aplicate de la 1 ianuarie. Autoritățile justifică necesitatea elaborării și adoptării noilor modificări prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană și faptul că anul trecut Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de țară candidată pentru aderarea la UE, fapt ce impune depunerea unui efort sporit în accelerarea proceselor de armonizare aprofundată a legislației naționale, inclusiv vamale, se arată în proiectul de lege. Un funcționar de la postul Vamal Otaci este vizat alături de alți moldoveni și cetățeni străini într-o cauză penală de contrabandă cu încălțăminte și îmbrăcăminte în valoare de peste 1 milion de lei. Potrivit schemei, în Republica Moldova ajungea marfă din China cu destinația finală Ucraina. Potrivit materialelor cauzei, un grup de persoane au introdus în Republica Moldova prin aeroportul internațional Chișinău un lot de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte în asortiment din China, în valoare de peste 1 milion de lei. Conform actelor de însoțire, marfa era destinată unui agent economic din Ucraina și, potrivit informațiilor din sistemul informațional al serviciului Vamal, lotul a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin postul Vamal Otaci. Serviciul Vamal a interpelat autoritățile vamale din Ucraina și în răspuns a fost indicat că marfa nu a fost introdusă în Ucraina. Pe acest caz au fost întreprinse un șir de măsuri speciale de investigații în vederea identificării întregului cerc de persoane implicate în infracțiunea documentată. Astfel, la data de 27 noiembrie curent, au fost puse în aplicare 23 de mandate de percheziție, atât în municipiul Chișinău cât și în afară, iar în rezultat au fost ridicate telefoane și înscrisuri de ciurnă. Potrivit serviciului Vamal, la moment în dosar sunt vizate 8 persoane cu vârstele cuprinse între 22 și 56 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini, printre care și un funcționar din cadrul postului Vamal Otaci. Amintim că exponenții PAS-ului au promis că după ce vor ajunge la putere vor destructura schemele de contrabandă, dar nici până acum nu a existat niciun caz sonor despre lichidarea unei astfel de ilegalități. Mai mult, aproape zilnic, auzim despre transportare de mărfuri fără acte de proveniență. Astăzi a început postul dinaintea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Perioada de abstenență durează aproape 40 de zile, timp în care creștinii trebuie să nu consume alimente de origine animală și să se abțină de la poftele trupești.
În zilele de sec, adică luni, miercuri și vineri, bucatele se pregătesc fără unt de lemn și nu se consumă nici vin, iar în zilele de marți și joi este dezlegare la unt de lemn și vin. În zilele de sâmbătă și duminică, enoreașii pot consuma unt de lemn, vin și chiar pește. În ajun de nașterea Domnului, adică în data de 6 ianuarie, se mănâncă abia seara, și anume grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte din făină. Iar la 7 ianuarie, indiferent în ce zi cade, se mănâncă dulce, ouă, carne, brânză și se bea vin. Preoții amintesc faptul că în postul Crăciunului nu se fac nunți, botezuri sau alte petreceri. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu vă dau întâlnire la ora 19. Rămâneți cu noi pe TV6.live, TV6.press și pe canalul de Telegram TV6 Moldova Live. Vă mulțumesc pentru atenție!